La sfârșitul săptămânii trecute, în cadrul filialei nemțene a Partidului România Unită, a avut loc conferința județeană, ocazie cu care au fost aleși președintele și membrii biroului județean al formațiunii politice. Romașcanul Sorin Dumitru Cazan a fost ales să conducă organizația județeană a Partidului România Unită. Vreau să vă anunțăm, stimați cetățeni, astăzi a avut loc conferința județeană a Partidului România Unită, filiala județeană Neamț, conferința de alegeri a președintelui partidului și a biroului și consiliului județean Neamț. În funcția de președinte a fost ales de către conferință Cazan Sorin Dumitru în persoană și biroul executiv al Partidului România Unită, ales de tot de conferința județeană, se compune din prim vicepreședinte domnul Moraru Dumitru, vicepreședinte Crețu Cristian, Ionel Valentin, Argeșanu Sebastian, Rântașu Claudiu, Jurcău Florin și Nedelcu Ovidiu. Secretar general a fost ales domnul Dumitriu Stejărel Bogdan, secretari executivi au fost aleși domnul Bălan Florin, Mihailă Sandu și Bălăița Anton. Trezorierul filialei județene al Partidului România Unită a fost ales domnul economist expert contabil domnul Petru Dorobanțu, președinte la filiala de tineret doamna Filoteanu Irina și președinte organizația de femei Anasia Mioara. Asta este echipa cu care vom porni la drum și mai avem o echipă a Consiliului Județean mai lărgită, a Biroului Județean mai lărgită, pe care n-am să vă dau publicității că nu are rost, dar asta va fi echipa cu care vom pleca la drum în perioada următoare. Obiectivul nostru este a acoperi toate comunile, toate unitățile administrative din județul Neamț, și aici fac referire la municipiul Piatra Neamț Roman, orașele Târgu Neamț, Bicaz și Rosnov și cele 76 de comune care sunt în unitatea administrativă a județului Neamț. Munca a fost cum a fost până acum, dar de acum va fi o muncă mult mai serioasă, pentru că va trebui să acoperim tot județul și pasul următor, să pregătim candidații pentru alegerile locale la funcțiile de primar și consilier local în toate unitățile administrative ale județului. Vreau să vă spun că Partidul România Unită va fi un partid care va candida pe liste proprii la alegerile locale, deci nu va merge în vreo alianță cu nimeni. Voi da cuvântul domnului președinte al partidului, domnul deputat Bogdan Diaconu. Bună ziua și eu, bună ziua reprezentanților presei și mulțumiri pentru faptul că ați acordat interes conferinței de presă pe care Partidul România Unită, filiala Neamț, a organizat-o astăzi cu ocazia conferinței județene de alegere a PRU Neamț. Vreau să felicit pe această cale noua conducere a filialei PRU Neamț, coordonată de domnul președinte de astăzi legitim și statutar ales Sorin Cazan, și felicit nu neapărat pentru faptul că au fost aleși, ci pentru faptul că într-un timp relativ scurt au reușit să construiască o organizație județeană bine închegată, care ne dă toate speranțele că își va atinge obiectivele, acela de a avea acoperite toate localitățile județului, acela de a depune liste complete la alegerile locale și astfel să câștige un număr cât mai mare de consilieri locali, municipali, județeni, viceprimari, primari, vicepreședinte de Consiliul Județean și, de ce nu, chiar președinte de Consiliul Județean, pentru a intra în bătălia electorală de la finalul anului următor cu speranța că PRU va intra pe ușa din față în Parlamentul României cu demnitate și cu un scor suficient de mare, astfel încât să determine viitorul României începând cu noiembrie 2016, conform cu valorile pe care le promovează și în baza cărora
își va câștiga votul și încrederea românilor. Cum domnul președinte a făcut specificația că PRU va candida la Neamț pe liste proprii și nu vreo alianță, vreau să spun că lucrurile sunt foarte clare din acest punct de vedere și voi propune Congresului Partidului România Unită din 8 noiembrie, primul congres al PRU, ca această decizie politică să fie validată de Congres. Partidul România Unită va participa singur în alegeri în toată țara la alegerile locale de anul viitor din iunie și absolut va candida singur la alegerile parlamentare din 2016. Ținta propusă pentru anul viitor este un scor de 2 cifre, cum vă spuneam, astfel încât să avem suficientă forță pentru a determina viitorul României. Nu o să am o prelegere foarte lungă, ci aș prefera să răspundem întrebărilor dumneavoastră dacă acestea există. Vreau să vă spun că m-am bucurat la această, sau ne-am bucurat toți membrii Partidului România Unită, filiala Neamț, la această conferință și de prezența nu numai domnului președinte, domnul deputat Bogdan Diaconu, și de prezența domnului prim vicepreședinte Augustin Hagiu, un om drag nouă, și domnul vicepreședinte și deputat Răzvan Tănase, deputat de Prahova. Și care au ținut organizației județene PRU Prahova. Și președintele organizației PRU Prahova. Bine, au mai venit și președintele Partidului România Unită de la Botoșani, de la Iași. Deci am avut mulți invitați, ne-au onorat. Mă bucur că au fost alături de noi și mă bucur că lucrările conferinței județene au parcurs foarte bine. Tocmai de asta vreau să-i dau cuvântul și domnului prim vicepreședinte Augustin Hagiu, pentru că este profesionistul nostru, să spunem, pe tot ce înseamnă domeniul de activitate economică, drumuri, transporturi și așa mai departe, un om de toată isprava și un tânăr al partidului, că pentru mine e un tânăr. Eu nu mă mai consider așa de tânăr. O să fiu și eu foarte scurt pentru a da ocazia întrebărilor jurnaliștilor. O să spun că vin cu o frecvență destul de mare de 12 ani în Neamț, nu doar în Piatra Neamț, ci și în celelalte localități. M-am luptat de-a lungul timpului pentru că aici mărfurile să ajungă în condiții normale, adică pe o infrastructură de portanță europeană, de portanță 40 de tone. M-am luptat în van. În momentul de față, Piatra Neamț, ca și oraș, și Neamț în general, ca și județ, plus județele alăturate, limitrofe, reprezintă, din păcate, o gaură neagră pe harta drumurilor europene, în sensul în care, pentru a ajunge aici, lupta este foarte, foarte grea cu condițiile pe care le oferă infrastructura. Sau, ca să completez, pentru a pleca de aici este și mai greu. Știți foarte bine la ce mă refer, știți foarte bine cum se desfășoară producția industrială în zonă, industria cimentului, cu ce se confruntă și, mă rog, celelalte zone de producție și de servicii care încă mai dau de lucru nemțenilor. Bun, fără a intra în promisiuni politicianiste ieftine cu care sunteți obișnuiți, de care v-ați săturat, vă pot spune doar că avem o zonă foarte bine documentată în viitorul program de guvernare care se raportează la crearea unui echilibru bazat pe infrastructură și infrastructuri la nivel național între toate regiunile. Și evident că regiunea în care dumneavoastră vă aflați și lucrați, munciți și trăiți împreună cu familia noastră este în prim plan, din mai multe motive. Conducătorii formațiunii politice speră ca ideologia naționalistă a acesteia să aducă votanți cât mai mulți Partidului România Unită. Reprezentanții partidului speră la un scor electoral de 2 cifre, cât mai apropiat de 20%. Grecia, Alexis Tsipras, Syriza, peste noapte 35%. Franța, Marine Le Pen favorită la prezidențiale. Marea Britanie, de 200 de ani câștigă laburiștii și conservatorii, apare peste noapte UKIP, fără bani, fără mijloace de propagandă, 30% la europarlamentare. Suedia, Partidul Naționalist Suedez câștigă alegerile, într-o societate nordică bine așezată. Săptămâna trecută, Elveția, peste noapte Partidul Naționalist Elvețian, 30% primul partid în Parlamentul Elvețian. Este un trend puternic al creșterii
ideologie naționalistă în Europa. Este un trend care se va manifesta puternic și în România anului 2016 prin Partidul România Unită, ca singurul partid naționalist modern în România. Domnul Amarini, da? Dați-mi și mie voie să îmi spun punctul de vedere vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră. A spus că un scor de două cifre e mare, da? Domnul președinte a spus 10%, eu spun 20%, la Neamț mă refer. Spuneți-mi și mie de ce Partidul România Unită nu ar putea să obțină la Neamț 20%. Cumva PNL-ul distrus, famat și în scandaluri permanente și PSD-ul șchiopătând poate obține 80% în filiala Neamț? Și vă întreb ca jurnalist care cunoașteți scena politică. Știți ce se întâmplă la PSD? PSD-ul va merge în alianță cu UNPR-ul, deci UNPR-ul va dispărea. PRM-ul a dispărut pentru că va face un fel de fuziune cu UNPR-ul și se va vărsa în PSD. Și atunci spunem PSD-PNL. Iau ei oare 80%? Pot astea două partide să obțină 80% în condițiile în care 80% din populația României s-a săturat de politicieni, s-au săturat de partidele tradiționale, PNL și PSD, cei care au venit și au furat țara în costum și la cravată. Dacă vă uitați, toți parlamentarii, toți politicienii de după 90, îi vedeați permanent la costum și la cravată. Oare fără cravată nu se putea, nu se poate face politică liberă? Liber ca cetățeanul. Și atunci dumneavoastră ne spuneți nou că noi nu putem obține 10%. E mai greu să obținem 30%, cum spune domnul președinte, cum au obținut celelalte partide naționaliste. Marea majoritate de pișcherul politic din Europa, toate au obținut peste 30%. Noi nu avem curaj să spunem 30%, dar nu că nu vom putea obține 30%, în condițiile în care PSD-ul și PNL-ul sunt două partide distruse. Vorbim de un singur partid, că în fond este FSN-ul. Dar ar fi trist pentru România la 26 de ani ca acest FSN care conduce de 26 de ani România să aibă în continuare 80% din voturile românilor. Pentru că românii trebuie să înțeleagă că nu pot vota 26 de ani același lucru și să aștepte rezultate diferite. Dacă și în 2016 votează ca în ultimii 26 de ani, vor mai avea încă 26 de ani la fel de triști și la fel de negri. Dar nu din punctul ăsta de vedere ne-am făcut noi speranțele și ne-am fixat obiectivele. Este treaba PSD și PNL ce probleme au. Important este că românii să înțeleagă că dacă vor să mai salveze ceva, trebuie să ia o decizie alta decât au luat-o timp de 26 de ani, dacă vor alte rezultate. Și dacă Partidul România Unită, care a fost fondat și l-am anunțat fondarea lui ca alternativă la clasa politică a ultimilor 25 de ani, în 21 august 2014, adică acum un an și două luni. Atunci eram eu cu câțiva camarazi, domnul Hagiu aici lângă mine, domnul prim vicepreședinte, și cu încă câțiva cofondatori. Eram 5 oameni. Astăzi suntem 55.000, 39 de organizații județene și până la finalul anului vor fi toate organizațiile județene acoperite. Și la 8 luni de la înființarea legală, juridică, din 17 februarie 2015, când Tribunalul București a dispus înregistrarea în Registrul Partidelor Politice, PR-ul a ajuns în sondajele comandate de PSD și de PNL la 4%. Eu cred că asta este dătător de speranțe, să sperăm la mai mult decât 10% cât am fixat noi ca obiectiv pentru 2016. Mulțumim! De asta v-am și spus, că 10% prea puțin. N-are cineva problema se pune în felul următor. Nu scorul electoral, că nu gândim numai în cheie electorală. V-am spus că nu ne dorim un 5% pentru a asigura niște fotolii pentru câțiva lideri din PRU să intre în Parlament. Ne dorim un scor mare ca să putem să schimbăm ceva conform cu valorile pe care le promovăm. Important este că am ajuns într-un punct după 26 de ani când s-au perindat toate
formațiunile care au compus această clasă politică pe la putere și au guvernat țara rând pe rând și sunt în egală măsură responsabile pentru situația țării de astăzi și au furat 1.000 de miliarde de euro în 26 de ani și vă imaginați cum ar fi arătat România asta cu 1.000 de miliarde investite în străzi, în școli și în spitale? Și avem convingerea că 2016 în România lucrurile trebuie împărțite în alb și negru, să dispară nuanțele de gri, să împărțim lucrurile în alb și negru, în bune și rele, să separăm grâul de neghină și am convingerea că România are nevoie de Țepeș. Și apropo, în cazul de vreo 5.000 de familii cu nume de Țepeș, o să îi invităm pe toți în partid. Cei din zona, într-adevăr, Bicazul Ardelean, sunt foarte mulți cu numele de Țepeș, ăia sigur vor vota cu Vlad Țepeș. În condițiile în care ei sunt conștienți că pe vremea lui Vlad Țepeș nu existau, criminalitatea era zero și nu existau hoți. Toată lumea vrea să dispară acest flagel și criminalitatea și hoții. Cum veți ajunge la electorat? Care vor fi din casă în casă, cum am făcut și până acum. Deci noi până acum tot ce am făcut și am căutat oameni, ne-am dus personal în comuna respectivă, în satul respectiv. Deci am făcut, să spunem, politica nu pe sticlă sau invitând oameni la sediul partidului. Nu, ne-am dus noi acasă la om. Așa am găsit oameni și oameni valoroși în majoritatea comunelor care am făcut filiale. Că a fost Pungăraț, că a fost, eu știu, Horea, că a fost Ion Creangă, comunele în care avem noi filiale, Bâra, Boghice și așa mai departe. Deci ne-am dus personal la om acasă. Nu căutăm să discutăm cu omul chemându-l la noi. Pentru că vedeți foarte bine, te duci la el acasă și poate nu te primește. Și sunt comune în care ne-am dus de câte două, trei ori într-un sat sau într-o comună să putem să convingem acel om să vină alături de noi. Pentru că oamenii nu mai au încredere în politicieni, nu mai au încredere în partidele politice. De asta vă spun și îi spuneam și lui domnul de la Mesagerul. Noi am făcut sondaj de opinie în perioada asta pe 1.000 de persoane, pe 1.500 de persoane din județul Neamț. Mai mult de 1.500 de persoane, că am stat de vorbă cu el. Și am văzut care e opțiunea lor. Și am fost în tot județul, în toate comunele, în toate orașele. Și ne-au spus, domne, m-am săturat de PSD, m-am săturat de PNL, m-am săturat de politicieni. Ce încredere să am eu în dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți noi. Veneau oamenii cu tot felul de chestiuni. E greu să mai convingi omul să vină să alături într-o formațiune politică. Domnilor deputați, pe listele căror partid ați fost aleși în momentul? USL, în special, speță PSD. PPD. PPDD-ul s-a dizolvat, a făcut fuziuni cu UNPR-ul, deci ca atare domnul deputat a dorit să vină în Partidul România Unită decât să se verse în UNPR, iar domnul deputat Bogdan Diaconu vă poate spune motivul. Motivele au fost făcute publice, sunt și în demisia mea, negru pe alb. Important este altceva că în 25 de ani sunt singurul parlamentar plecat dintr-un PSD aflat la putere și pe val, într-un moment în care toată lumea se aștepta ca Victor Ponta să fie președintele României. În 21 august 2014. Motivele au fost consecvență față de propriile atitudini politice, față de propriile valori pe care le promovez și propriile principii. Organizația Nemțeană a Partidului România Unită pregătește acum candidații pentru funcțiile de primar și de consilier local pentru toate localitățile județului. Formațiunea politică promite să fie una dedicată oamenilor de calitate și care să lupte pentru valorile morale, creștine și naționale.